Ieșim, ieșim! Fraților și crai cinstiți, vă rog să binevoiți până la Ierod împărat să faceți o semneală să vă vie la socoteală, un pas în față pășiți. Eu văd că sunteți crai cinstiți, dar cum pe nume vă numiți? Vrei împărat cu să-și se vede, dar să-i baltă la mediu și caspa. Fraților, veniți la mine de darul să mă încarc bine. Și nu încercați a străbate călărul în umbrate, după teama viitoare și de măția lucrătoare. Și nu credeți în amădire, că este chiar peste fi. Împărate, împărate, cu dar nu ne îmbia, că noi darul avem, aur, smirnă și cămâie, ne că împăratul nostru căutăm, ca aceste daruri să-i le dăm. A cărestia cu menire, nu s-a venit știință. Ah, împărate, să trăiești în orice așa stăpânești, dar pe noi cu micina să nu ne duci, că noi cu micina nu umblăm pe aceste daruri, le avem. Răjitorii toți se încânt, la scoară, de lumină. Nu mai tu erau ticălosul împărate, nu vei să rămâi în viața. Tu cereți cu repăi, te ascult aceste cuvinte. Iată, nu vrei să primești, cu ungeri încerc cu ungeri. Loc și piatră spurcios, pe cei pe care le-a luat. Tu, oaspete, cum nu te vrea cel ce alunge ca frate, nu te tende un pal mai ascucet atât de tare, care poate alunca ca tău ca parete doar. Și pur subtilul drumul meu, doască și au de pas, să nici ce ascunde, dar mai voi ca niște scoci pământene de prin colțul răsătene. Nu vă teme de a mea groază, că voi da porunci să vă pui alunci. Dar tu, Iroa, de ce gândești? Noi nu ne poruncești, noi le ținem nu știm frică, nu ne temem de nimic. Nici de vitegia ta, chiar dacă fi să ne jefim. Ai să vezi atunci, arme oaste care te înconjoară, iar de unei vei lăsa, nu știu mai gândit capul lucra ta. Să ai tu inimă curată și n-aș vrea să cred că toți din această răsplată nu se pot deosebi de că nu mai vin. Eu cu suflet de împăcat voi face și eu niciumai din astfel, dar nu este, că nu mi s-a dat de vestul. Vom merge și vom găsi și ceopii și vom veni, frate, să ne gândim după ce spune. De la răsărit steaua s-a aibit și atunci cei trei crai bine au socotit. După stea s-au dus până ce-au ajuns. Și dacă au aflat pe ce au scătat, îi s-au închinat ca la împărat. Dar tu, Iroa, de ce vei face dacă nu se vor întoarce? Eu vă strângea mea, spuneți în plus voi, dar pe Ieremis și sute de capete de printre toate acestea, primii va fi Hristos, mă. Împărate, împărate, acum toate s-a așezate, acum toată lumea plânge că ai vărsat atâta sânge, 14.000 măruței copii. Ac de urechile mele cum plumaice cu jale de-am spus, nu prindeți maicii o sărace, că n-avem ce să vă face, că-și porunca împărătească trebuie să îndeplinească. Mai bine să plângă decât a mea împărție să se stingă. O firoa de tira mare, ce-ai făcut atâta jale să fii curtia de prunci, să dai maicilor porunci, fie rău și blestemat, câine spurcat și turbat, Dumnezeu nu ți-a primit. Pe Hristos ne-ar prăpăti, dar nu știu-nțeam. Orina, orina, pe Hristos ne bucurăm, noi ne Yeah.
voi vorbi nimic. Porunci Sfânta Marie, pe la totu și să fie numai unul s-a venit, mai ca rău s-a nepășit, mai ca fiul brația noastră, pe care i-au gândat și suiră, că suiră putezor și solinciră. Și îl prea mărit.
bani, când să mai colindăm. Mai, mai colindăm, mai colindăm. Aleluia!
ne-a scoasă de mânuța ta. Raiul cel luminos, Oh.
bucuria de mirosul florilor. O, Doamnele Domnului, Doamne, de zborul albinelor, iar Crăciunul cel bătrân. O, Doamnele Domnului, Doamne, mână sluga cea mai mică, ca să vadă și să crea. O, Doamnele Domnului, Doamne, el se duse cât se duse până la calea jumătate. O, Doamnele Domnului, Doamne, nu se poate apropia de mirosul florilor. O, Doamnele Domnului, Doamne, de zborul albinelor, ei văzură prigonir. O, Doamnele Domnului, Doamne, cel mai mare așa zicea, dar mai bine am văzut eu. O, Doamnele Domnului, Doamne, că am văzut pe Dumnezeu. Peste cântuși cărunteți, o, Doamnele Domnului, Doamne, cărunteți bătrânețe. Mijlociu așa zicea, o, Doamnele Domnului, Doamne, dar mai bine am văzut eu, că am văzut pe Duhul Sfânt. O, Doamnele Domnului, Doamne, Duhul Sfânt pe acest pământ, cel mai mic așa zicea. O, Doamnele Domnului, Doamne, dar mai bine am văzut eu, că am văzut pe Fiul Sfânt. O, Doamnele Domnului, Doamne, Fiul Sfânt pe acest pământ, mic inel fășențel. O, Doamnele Domnului, Doamne, scurt de cel îndojenel, noi umblăm și colindăm. O, Doamnele Domnului, Doamne, aceste gazde le închinăm. Seamănă Diana floricele cu lună de vinețele și le aruncă rădicele și le uda. Măi, cu lună de vinețele, a treia zi duminica, sare Diana grădinuță cu lună de vinețele, rupe flori din toate flori, dar mai mult de zbor este cu lună de vinețele și pletește o cununiță, cununiță, văstruliță, cu lună de vinețele și iese cu ea în portiță și se uită ca pe o vin trei juni ca trei păuni, măi, cu lună de vinețele. Unul cere o vâstruliță, vâstruliță, cu nuniță, cu lună de vinețele. Ia de rău mi l-a vorbit. Unul cere un ineluș, măi, cu lună de vinețele. Spre cura de prin dânsul, prin dânsul ca degetul, măi, cu lună de vinețele. Ia de rău mi l-a vorbit. Unul cere o cunună.
Avem de mulțumit gazdei pentru cinstea și suma de 500 de lei. Trăiască!